Joi 10 iunie, începând cu ora 12:30, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călărași va avea loc evenimentul Profesor de Nota 10. În cadrul evenimentului vor fi premiate performanța și excelența în educație prin recunoașterea meritelor a 10 profesori din județul Călărași, profesori implicați în modelarea viitoarelor generații de-a lungul timpului în cadrul școlilor pe care le reprezintă și în colaborările cu Biblioteca Județeană Călărași. Dați-ne mai multe informații despre evenimentul organizat mâine la sediul Bibliotecii Județene. Evenimentul Profesor de Nota 10 este un eveniment organizat în colaborare cu Asociația Open for Business. În cadrul evenimentului vor avea loc festivitatea de premiere a profesorilor de Nota 10, menită a omagia pe unii dintre cei mai dedicați de astăzi din județul Călărași pentru performanța și educația excelentă, implicarea în modelarea viitoarelor generații de-a lungul timpului. Sunt premiate 10 cadre didactice, iubite, admirate și apreciate de către elevi și absolvenți, oameni care să se fi dovedit pasionați nu doar de profesie, ci și de disponibilitatea de a ajuta, de a dărui cunoaștere, dar și suflet, în cadrul școlilor pe care le reprezintă și în colaborările cu Biblioteca Județeană din Călăraș. Cum au fost selectați profesorii premiați? Profesorii au fost selectați pe baza recomandărilor unor membri ai comunității, altor membri ai comunității, fie alți profesori, fie elevi, fie preoți, fie alte personalități din comunitate. În cadrul evenimentului va avea loc o lectură a poveștii moralizatoare Făt frumos din Lăptișor de Matcă, a autoarei Valentina Mihaela Ghinea, un prilej de reflecție și mini-dezbatere cu publicul tânăr, în semn de omagiu adus profesorului care inspiră, erou și model de conduită, cum spunea doamna Ghinea. Tot în cadrul acestui eveniment va avea loc lansarea volumului Jurnal de Vacanță, apărut la editura Eicon, în anul 2021, tot al autoarei Valentina Mihaela Ghinea. Va fi un moment dedicat copilăriei, inocenței, bucuriei, destinat nu numai celor mici, ci și tuturor acelora care îndrăznesc să iau o pauză de la viața de adult. Alături de noi vor fi prezente editura Eicon și editura Cutiuța cu Povești, care vor pune la dispoziție ultimele lor apariții editoriale. Vă așteptăm cu drag la acest eveniment cultural.